De ce există delfinarii? De ce există astfel de organizări în care animale ținute în grădină zoologică sunt prezentate oamenilor într-un mod diferit? A le prezenta inteligența merită. De ce? Din cauza că noi oamenii suntem fericiți câștigători ai cursei evolutive și acești câștigători au niște responsabilități. Avem responsabilitatea de a îngriji aceste animale, biota în general, biodiversitatea în particular. În consecință, delfinariile au rolul de a lega sufletește vizitatorul și mai ales copiii de aceste frumoase, inteligente animale. De a îi responsabiliza vis-a-vis de mijloacele prin care le pot proteja situația lor din natură. Din ce în ce mai afectată de transporturi, de războaie, de tot ce înseamnă invazie a biotopului lor acvatic. În țările vest-europene, nord-vest-europene, Anglia a început, aceste delfinari au început să fie închise. În Anglia de ceva vreme nu mai este niciun delfinariu. Chiar dacă legea ar permite, mișcările activiștilor ecologiști și pseudo-ecologiști, vegani și tot felul de activiști, se opun deschiderii unor delfinarii, considerându-le spectacole cu un animal inteligent sau cu animale inteligente. În același timp, 1 milion de englezi, familii cu copii, cumpără numai de pe British Airways bilete la delfinariile, marile delfinarii din America. 1 milion în fiecare an. Ce înseamnă? Înseamnă că este o nevoie. Înseamnă că părinții responsabili sau părinții invitați de copii vor să-i aducă la delfinariu. Uitați-vă ce se întâmplă, ce bucurie a oamenilor care intră în delfinariu Constanța. Într-o zi obișnuită, o zi cu soare, o zi liniștită, ar trebui să fie liniștită din punct de vedere al activității delfinariului, totuși oamenii vin pe căldură să vadă ce? 2 exemplare de delfin, de afalin, care prezintă inteligența lor. Într-un mod plăcut, într-un mod atractiv pentru copii, deseori în prelegerile mele spun mulțumesc copii sau vă mulțumesc copii că mi-ați adus părinții la o oră de biologie, un sfert de oră de biologie. Fiindcă părinții sunt importanți și copiii sunt puternici de mâine. Ei vor putea strica sau face bine mai mult decât noi. Însă părinții sunt importanți fiindcă decid azi. Și mulți dintre ei decid important situația cetăceilor din natură și toți, absolut toți, decidem situația lor atunci când manipulăm banalul plastic. Atunci când ne cumpărăm niște pantaloni stretch, ce conțin spandex, mașina de spălat îl extrage, îl trimite în apă și din apă în mări și oceane. De acolo un pește și din pește delfinilor. Deocamdată delfinii sunt singurii ce mănâncă numai pește. Într-o bună zi o să mâncăm și noi mai mult pește și atunci probabil că vom suferi de acest microplastic ce poate ajunge în corpul nostru, mai ales că noi, spre deosebire de delfini, îl preparăm termic. În consecință, modificăm acest plastic și extragem substanțele cancerigene din acesta. Pentru asta există delfinarii, pentru a educa adulții, pentru a educa copiii, pentru a le putea prezenta un loc frumos, în natural, un loc care constituie un mijloc de responsabilizare a acestora față de natură și de natura acvatică în mod particular. Noi la Delfinariul Constanța suntem muzeu, ținem foarte mult de acest lucru, ținem mult chiar dacă avem și dezavantaje. Salariile sunt mici, caracteristica muzeelor, și oamenii sunt deseori demotivați. Totuși, muzeul fiind, transmitem în mod oficial, pe o cale muzeistică, educația și responsabilitatea față de aceste animale marine, mamifere marine. Oamenii să vadă, să înțeleagă că au ajuns într-un loc unde animalele și bunăstarea lor este respectată. Ce avem de gând în continuare? Am transmis o temă de proiectare. Consiliul Județean ne-a făcut această frumoasă clădire și îi mulțumim. Consiliul Județean, de asemenea, a depus preconsultare și deja are 2 proiectanți pe baza unei teme de proiectare propusă de mine, în care în spatele acestui stabiliment, acestui bazin, există un alt bazin mai mic și de acolo să ne conectăm cu o lagună.
să facem, să depășim 3 milioane de litri spre 4 milioane jumate de volum, care înseamnă intrarea în lumea bună a delfinarilor, ce oferă volume mari de apă și își pot permite să țină un număr mai mare de animale. Un număr mai mare de animale este beneficial pentru relaționarea acestora. Sunt animale de grup. Doi indivizi constituie un minim, dar idealul ar fi undeva spre 5-6 indivizi. Ăsta este motivul pentru care vrem să ne extindem, ăsta este motivul pentru care vrem să ajungem în lumea bună a delfinarilor cu 4 milioane, 4 milioane jumate de litri cu această lagună. Momentan, doi proiectanți clarifică oferta lor și să sperăm că până sfârșitul anului vom avea proiectul, iar de la anul să începem achiziția lucrărilor prin care ne extindem delfinariul Constanța.